Ceamul ăștia Brânzeu de aici din stânga când aduce. Băru, cum îl cheamă? Uite ce Mănărade. Deci vine Via Transilvanica, așa, aici e orașul Blaj. Da, și acolo e firma lui Din. Îi aduce Blaj, aici aduce Cergău. Elemea la mănăstire și și ăsta de aici din stânga lui, dar mai bun. Hai să filmăm drumul către mănăstire, nu? Către Cergău. Că tu vrei aici, cu șoferul meu, cu domnul. Dacă îl filmezi Neluțu. Tot ăsta. Dar buletin cum ești? Cum ești buletin? Nelu sau? Nelu, Spătăcean. Așa ești. Face la anul, sau anul ăsta, 60 de ani? Yeah. La anul, la anul. Schimbă prefixul. Ianuarie, da, nu știu. Ce le zici la oameni, așa? Le doresc tot binele din lume. Atât, aia. Să numai bucurii și pace. Atât, să audă lumea, că de la Cergău mare să trage domnul Spătăcean, nu? De unde? Să nu ducă lipsă de nimic. De unde vă trageți dumneavoastră familie? De unde? Deci din sat? Din Cergău mare. De la ce zice la sat așa, Cergău? După așa ce? Așa zice, Cergău mare. Hai, dar după ce i-a zis așa? Păi eu de unde să știu după ce l-a numit? A fost un Cergău, vreun izvor de apă? La ăla se mai zice la Cergău, Ciurgău. Cum? Ciurgău de apă, unde curge apă, face lătoc, nu? Eu de unde să știu cum îi zice la voi, la noi? Ce înseamnă? La ce vine Cergău? Nu, nu la ăla care vine apa, lătocul ăla, nu Ciurgău. Nu știu, mă, la care. Asta de la mănăstire, cred că vine. Nu? Ce faci să vedeți aici dealurile astea? Dar ce-i valea asta? Cum se cheamă valea? Valea Cergău, nu știu. Nu, așa. Și aici dealul ăsta cum se cheamă? Piteru! Așa, zâle la oameni, se audă. Care nu a fost niciodată pe aici. Piteru, scumpul meu. Uite, Cergău mare, 5 km, ia. Și mașină mică. Avea și zornă. Ce gustăți are ăla? Mă, să nu înjur, zic, cu bip, da? Ha? Ești pe cameră, nu înjurăm, vorbim frumos. Nu înjurăm, mă. Așa. Ce sat e acolo? Pe sub plața? Primul sat aici care... în dreapta, ăla. Acolo spate. Sunt dăile Cergăului, mă, și aici ai... Nu Spătac, sau cum aici zice? Aici e firma lui Ovidiu ăla, care tot vine la mazul cu nevasta. Nu Spătac, ești la satul ăla, Spătac. Ăla e Spătacul, e. Și ăla patronul uite de acolo, la... Uite acolo, e sus ceva, o... firma asta e patronul Florin. E acolo, e sus o fermă, sus acolo. Acolo e firma Crăița. Așa. Ce ai de vaci? Acolo fogosta înainte. Serios? Cu aici, de aici cumpărăm telemea la ferma lui Struie. Da? Aici e ferma lui Ovidiu, mă, ăla ce vine la masă cu nevasta, cu jeepurile alea. Da? Cu aici, ăsta are tinurile. Florin lucră pe la el aici. Auzi, mă. Unde ți-am arătat că stai acolo? Are ceva? Are și casa acolo. Dar ați plecat de tirurile, nu-ți aici. Nu-s trei tiruri acolo. Eu, dar alea alte cred că-s plecate și ăștia mai parchează acasă. Dar ce faci că e pe Opel ăsta? Opel Vectra din 97, ia. 1-1-97. Deci am iasta aici în zonă. Ai mașină de pe față. Și e acolo, unde câteva căs? O, da, ele cercăm. Ăla-i? Asta-i. Aici în stânga ai vine lupul. Înseamnă că vine părinte. Te duc odată să cânt la părintele Nicolae, că și el cântă faină, îi place de ăștia care... Nu a fost la masul pe aici? A fost înainte, dar acum mai bine, nu știu de ce. Înainte da. Vinea, dar ăsta face și el slujbe de dezlegări și de... Da. E foarte... Deci dumneavoastră ai zis că mai ai încă trei frați, nu? Da, două surori și un frate. Cum îi cheamă? Grigore. Așa? Iana și Mirela. Mitalea, cât le ești? Eu sunt primul. Primul? Ai, mă, cel mai breaz. Aici e drumul, iată, lupul. Yeah. Eu... Da, mi-a ajutat. Am o să vede foarte fain. Se vede biserica. De acolo și fain idealul așa. Adică a fost vie pe el. Da, toată partea aia a făcut vie. Dai seama, pe timpul Ceaușescu sau și mai încoace? Și mai încoace a fost? Nu mai. Nu? Scos-o, bandiți. Bandiți. De pe timpul lui Ceaușescu sunt desfințat. Da? DNF, ce doamna periculoasă. Asta e șefa de la Prățărea Vlașului. Dacă știi bine, Dumitale, pe aici oamenii. Îi cunosc pe mașină. Acum să nu știu, mă, dacă am de 60 de ani. Acolo Cergău mare, ia lui domnul Neluțu. Nu, nu merem până în sat, să ne rezi casa. Să intrăm în film. Păi la, mă, că te duc într-o seară când avem timp să stăm acolo de povești. Dar ce număr de casă stai? La 106. Păi mai o vedem și ne întoarcem. Nu
că dacă o vedem și mă întorc iar aici pe un bag de hină, că zice că tot așa umblu și că nu stau de fel. Dar mă, nu știe el, mai știe. Ia, știe. Că eu am zis, mă duc și mă întorc maxim la... Vedem, văd casa, intră în filmare și pe aia mergem înapoi. La 9 am zis să-s acasă. Ca, păi după aia vine o sângulă dumitale, nu trebuie să mai zici unde stai. Ia, că așa nu poți vine. Păi nu, dar nu, poate odată nu poți vine, dar păi vine ăla dumitale aici. Că vin pe jos. Sau îmi iau bicicletă. La mine trebuie să anunț vizita, ca la neamț, să mă pregătesc. No, bine, am lagă, te anunț, dar măcar să știu, mai tot întreb pe lumea, unde stă Deluțul? Mai tare, mă, când e dat de bătrâna și zice că omul prost și nu stau deloc cu ea. Ai de bătrâna? Cum mergea pe mama dumitale? Ana, uite aici, cergău mare în față. În lumea mea, că te cergău mic. Hopa! Azi, că n-ai nimic, nu ți se pare. Ești ca Dorotei, să te bagi. Da, așa, da, nu. A doua aceea, acum e pe a treia. Nu, am zis de mașină. Ăsta e drumul către mănăstirea Cergău Mic. E singura din zona asta, așa -i? Bine, mai era la o bârștie, dar acolo nu mai e, nu? Ala e gata. Gata, nu mai. Acolo ce va fi, azil sau ce va fi acolo? Nu face nimic, că cade zirzurile jos dacă nu se mai ocupă nimeni. E? Ai fost pe acolo vreodată? Am fost de 3 ori numai acum, recent. Da? Bine, se merge pe la Tiur, se merge? Nu, pe la mine prin sat. Da? Yeah. Și unde se urcă? În vârful dealului? Ieșim deasupra la vârful la Roșia și facem în dreapta. Ah, e asfalt pe acolo? Păi e drum de chiatră pe lângă pădure până acolo. Ah. Pe lângă pădure, nu? Păi ce gen, niște nuci? Lăbulez, și că la Cergău Mic se mai spune satul ciobanilor. Nu? Sau cum se mai zice? Mocanilor, cum? Bulgari. Ăștia-s neam de bulgari. Bulgari, așa le zic? Bulgari. Aia că mi-a zis o doamnă că o zis că ei se trag din Bulgari. Mi-a zis o doamnă din... E, se trag din Bulgari ăștia. O doamnă de la... de la Mediaș. Și-a fost odată și plin de pădui toți. O, da. Să mai cizela și ei, să mai curăța, să mai poți căsă. Ia, Cergău Mic. Erau tot plin de păduci. Bă, ce faină crucea asta, îmi place aici. Asta e la Vărâion, boxerul ăsta, a fost campion național lui. Serios? Da, bă, a avut casă în Sibiu și muiere, sunt despărțit și copil. Oh, da. Aici au stat părinții și acum... Place că s-a asfaltat străzile. Zi-mă un pic, cine e primar în Cergău ăsta, comuna Cergău? Aldea Lenuța, mă, ce se fie. Cum? Doamna Aldea Lenuța. Aldea? Da. E primăriță? E primăriță, da. De câți ani? 56. Nu, dar de câți ani e primar? De câți ani? La câte am mandat? 8 ani. 8 ani? Cred că ăsta e centrul Cergăului, cred. Ba nu, aici mai încolo. Ce-i barul? Nu, ui, nu ne-am băgat la un cafe. Nu, no, că ai băut dimineața. Hai să mâncăm dacă de ai zis. Beau maxim. Asta. Asta a fost cea mai faină femeie de Cergăul. Nici a avut un bărbat, a bătut-o numai în cap. Da. E, și o debraiat acum. Uite aici. Ce faină biserica din Cergău. Asta e lui părintele Puiuleț, dar el nu mai vine pe la noi, pe la mănăstire, vine la Madru. Când... Da? Nu știu ce, are momente când o ia rata. Ui, bă, ăsta unde a lăsat pripun. Hai, bunicule, ai lăsat în drum. Băi, bunicule, asta da. E școala din Cergău Mic. Lasă-mi cel aici o școală, acum recent. Aici e casa parohială din Cergău Mic. Asta e drumul. Drumul către mănăstire, da. Foarte frumos. Aici e o râpă pe stânga. Am văzut-o și eu într-o sară. Și sus e aici. Acolo, dacă reparau e biserica aia și pe cea mănăstirea aia, în vârful dealului, era o mănăstire. Era fain, să vedea. Toată zona asta aici. Hai de toate. Cine ești, poate va fi? Plecat artiștii deja. Au plecat artiști. Hai ce mănăstirea. Da, nu că mă iau Cergău ce Mic. Mai iau de la șoblac, da, că ăștia. Acolo e arhondaricul, bucătăria, așa aici, chinile. Până de sareți. Serafim, pe care ai zis că nu știi dintr-o drumeție, de la Aseneboca. Crește motorul așa. Ia la aia. Te-ai un clanson. Mere? Păi de aici, de clanson. Părinte Dorotei și părintele Pavel, trei călugări. Foarte bine de la MRT-ul. Prima zi de lucru a mea astăzi, de cântăresc. Azi e ziua morților, știi? Mă iau geaca. Iau pe mea. Mașina nu mă intrică. Prima zi de lucru de cântăresc, aici în județul Alba. Sunt în spate, acolo. Domnul. Hai să vedem ce face este. Da, ce să facă. De mâncare, să nu facă păcate.
No, uite aici e mănăstirea. Am ajuns să poate deschisă mereu. Față de raiului. Acolo e afară. Așa, am venit să vizitați. Este cea mai frumoasă mănăstire din zona Blajului. Numai bine, rău la nimeni. Să trăiască România mare. Că e sărbătoare. 2 noiembrie. Ziua morților. Dead man. Dead day. Pentru ei. Vorba aceea. Domnul Nelu, e mult mai de bine.